Aceasta este cozonacul nostru cu brânză. Filii cu filie, de toate. Doresc poftă bună și ziua mai plăcută. Canalul meu de YouTube. Este foarte, foarte moale. Bună ziua, dragile mele! Pentru astăzi vreau să pregătesc o plăcintă cu brânză, dar această plăcintă puteți să o gătiți în fiecare an. Eu o să o numesc cozonac cu brânză. Cozonacul facem doar la Paște și la Crăciun, dar asta este la fel. Dar poți să o gătești în tot anul împrejur, da? Deci, pentru aceasta avem nevoie de un ou, un drop de sare, cum pun eu de obicei, așa, lapte, am aici 150 ml, așa, drojdie deja am pus să se umple cu apă călduță și zahăr, 20 de grame. Aici am lapte cu griș pentru brânză. Am luat 4 linguri mari, 600 de grame de făină și 1 kg de brânză de vaci. Aici am stafide, dacă nu vreți, nu puneți cu stafide, da? Și 2 ouă pentru brânză. Un ou o să ungem deasupra. Deci o să mestecăm tot. Deja o să pun și drojdia că s-a umplat. Așa. Mestecăm tot. Griș avem nevoie pentru brânză. Iese mai gustos. Începem să punem câte un pic de făină. Mestecați bine. Eu o să las să crească foarte puțin. O să las să crească doar în tăvi. Să începem să o amestecăm cu mânuța până se face un boț de aluat, da? Iată așa mi s-a primit mie. Acum voi pune ulei de masline pentru culoare și voi amesteca din nou. Un aluat excelent, deja nici nu am reușit să-l frământ, foarte bun. Iată așa, aluatul meu s-a primit, frumos el. Am adăugat 2 la brânză. Voi adăuga și grișul peste brânză, așa, și zahăr vanilat. Așa. Și stafide, da? Stafidele deja după gust. Eu pun că mie îmi place. Și asta va fi împlutura noastră pentru
învârtită cu brânză. Aici vom pune brânza. Și vom rula așa. Și următoarea la fel și le vom împleti, da? Am făcut-o și pe a treia și le împletim și le punem în această tavă, da? Așa frumos. La fel ca și cozonacul. Punem aici și lăsăm la crescut. După ce o să crească, o să ungem puțin. Acum vom unge plăcinta noastră cu brânză. S-a primit aproape la fel ca cozonacul. Și o dăm la cuptor pentru o oră la 160 de grade. O ungeți cu ou și cu zahăr. Și o lăsați pentru o oră. Acesta este cozonacul nostru cu brânză. Filii cu filie îndepărtate. Doresc poftă bună și vizionare plăcută pe canalul meu de YouTube. Este foarte